pe Consiliul Superior. Vreau să-mi spui ce e cu această ținută. La primărie mă caută consilierii. Candidezi? Da. Deci vei fi primarul orașului Strehaia? Da, da. Cum ar fi? Doamne Ioane, ce surpriză mi-ai făcut. Păi ai și tu o prestanță, doar ești fratele lui Leo Vitreg. Ai dreptate. Fratele lui Leo la primărie, bună. Deci vedeți? Și tu vrei, vei fi asistentă de primar? Din ce am auzit? Nu. Doamne. Toată țigania mă iubește. Hai de Ofi. Îți place mie. Doamne, ia ține un pic Ofi să le spun aici. Deci, prieteni, vreau să vă spun că ieri Leo l-a invitat pe fratele Vitreg aici în curte. Mare balutan. A spus că toată țigania mă iubește. Ce a fost? Tandiți? Da. A spus că ce a fost a fost, dar că Ion este fratele lui Vitri, nu poate să țină de așa. Bravo Ion, așa prestanță. 29. Ia să te arăt mai în detaliu, 29. Să vadă lumea. Costum nou, a fost cu etichetă. De bune, astăzi. Bravo. Ia uite și pantof. Măi Ioane, și te-ai dichisit. Păi ce zi, ca să mi-e zoarta. Hai, la fi ce. Doar. Că hai să începem, cât a fost sacou. Ce sacou, mă? Sacou cu tot cu mine. A, cât a fost costumul? Cât a fost Ioane costumul ăsta? 7 milioane. O, bun. Și aceștia... 2 milioane. Bun. Acești obraznici, cât a fost? Ce obraznici? Păi da, Ioane, sunt la un preț obraznic dacă sunt scumpi. Bravo! Șef! Doamne, Ioane, deci nu mă așteptam la treaba asta. Să candidezi tu la primărie. Cred că tot orașul o să te voteze. Eu candidez pentru camera mea. Asta e. Tu ai rămas de tată. Ia uite, bă. N-are nimeni cum să-mi ia. Uite, bă, cum s-ar banii din portofel, Ioane. Bă, lasă-mă, bă, lasă-mă. Bă, lasă-mă cum să-mi ia. N-are nimeni cum să-mi ia loc. Nu, tu ești angajată pe viață. Da. Tu. Da. Dar ai. Da. Ai garanție. Ai înțeles? Cum sal bani pe specialii. Bun. Milioane. Bun, așa da. Hai să mă cheamă. Mă duc să-mi iau telefonul de pe masă. Du-te, ia-ți telefonul de pe masă, ia asta să-mi pun un pic trepiedul aici să vorbesc cu voi, să vă spun mai exact ce se întâmplă. Ial. Stați așa, prieteni, să mă aranjez și un trepied aici. Deci, prieteni, patrona este la poartă acolo cu Leo. S-au strâns foarte mulți vecini. Multă lume. Nu știu mai exact ce se face acolo la stradă. Am înțeles că sunt candidări la primărie. Cine candidează, cine nu candidează. După cum ați văzut, Ion deja... Mia! Eu n-am voie să trec. Ai autorizație, ai. Ești, s-a reziliat contractul. Deci, prieteni, ați văzut că s-a echipat Ion, deci vrea să devină primar al orașului Strehaia. Sunt foarte uimită de decizia lui. Noi îl susținem. V-am zis că chiar ieri Leo, socrul meu, a luat decizia să... se împace cu Ion, a spus că nu poate să țină, nu se împacă cu toată lumea cu care a fost certat, dar pe Ion nu poate să-l lase deoparte pentru că este fratele lui Vitreg. Stai că nu te vede. Patroana a fost un pic supărată pentru decizia lui, n-a vrut să fie de acord cu împăcarea asta dintre Leo și Ion, dar până la urmă este fratele lui Vitreg și decizia stă la el. Acum așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă, să vedem dacă iese planul lui Ion. Dacă îl acceptă ca și candidat acolo la primărie sau nu. Am avut și o surpriză. Eram cu soacra mea acolo la bucătărie. O ajutam la gătit. Mai precis o filmam pentru că am văzut foarte multe comentarii de la voi că nu ajutăm și pe ea cu filmările. Dar știți foarte clar că în fiecare zi filmăm și noi împreună cu ea. De multe ori, chiar dacă nu pot să o ajut, că trebuie să țin telefonul să filmez, măcar o filmez, fac ceva, o ajut să facă treaba asta pentru voi pe YouTube. Și am avut o surpriză foarte mare.
ne-a spus, patroana ne-a sunat, că au răsturnat câinii tomberonul din fața casei și că este la poartă mocirlă. Am pus pauză acolo la gătit, n-am avut ce să facem, a trebuit să venim aici la gunoaie să le strângem, pentru că era foarte multă lume în stradă și vă dați seama că au făcut câinii ca la circ. După ce am terminat aici, ne-am gândit să spălăm covoarele. Deci o aștept pe soacra mea să vină aici la terasa noastră, la mini terasa noastră, și să ne apucăm de spălat covoarele, pentru că este foarte cald azi. Am luat și furtunul ăla ieri, ați văzut că a cumpărat tot ce trebuie necesar și acum chiar ne vom ușura și noi munca. Am să o ajung și eu, vă și filmăm când ne apucăm de treabă și sperăm ca până diseară să ne punem și noi la punct cu foișorul, pentru că mai greu este cu covoarele, apoi foișorul spălăm imediat cu soluții, cu ce trebuie. Ștergem un pic praful ce mai e pe aici și începem să așezăm foișorul, să ne pregătim și noi și de Paște și de vară, că văd că ușor-ușor vine vara cu viteză. Și v-am zis, patroana a început ziua cu nervi când a văzut ce e la poartă, ce a făcut câinii. Nu știu cum reușesc câinii ăștia din stradă, sunt foarte mulți câini, într-adevăr, pe aici pe străzi. Au venit și au dărmat Dita mai tomberonul, l-au răsturnat, au făcut dezastru acolo, doar ce măturasem și noi, ce pusesem la punct totul, știți că și curtea, ne-am apucat și de borduri. A fost Alina, am mai cumpărat încă 2-3 cutii de vopsea din fiecare culoare, că vrem să terminăm aici cu bordura din curte și apoi să ne terminăm și bordura de la poartă, că ați văzut că și la poartă se vede foarte urât, mai ales cu băncuța aia de acolo. Chiar nu-mi place deloc la poartă cum se vede, se vede inestetic rău. Dar ușor, ușor văd că prinde culoare și curtea și tot. Am o surpriză oricum pentru voi, dar nu vreau să o dezvălui acum. Mai am răbdare cam o săptămână și o să vedeți ce surpriză am pentru Alin și pentru soacra mea. Deci o surpriză foarte mare, nu cred că vă așteptați la ea. Ce faci, David? Vreau să vă țin așa în suspans, și pe ei și pe voi, că nici lor nu le-am spus. Și v-am zis. Am mâncat și David, Alin încă nu a mâncat, este mâncarea pregătită, dar fiind acolo cu băieții la poartă, nu l-am grăbit. Lasă-l acolo, mamă. Ok, am văzut de primul. Fiind acolo cu băieții la poartă, nu-l grăbesc, îl las să discute și mănâncă el după aia, chiar dacă se răcește un pic mâncarea, eu mai încălzesc o dată, nu-i problema asta. Am vrut să stau puțin de vorbă cu voi înainte să ne apucăm de treabă, că apoi o să dureze când ne apucăm de covoare, avem destul de multe, după cum știți și voi. Ia stați să vi le și arăt. Așa. Ne vedeți? Aia, de acolo. Da. Asta este bizonul de la furtun. Da, e foarte bun, ăla o să ne ajute mult la covoare. Ia, hai, David, eu mă duc până, ia-ți telefonul, că mă duc până în casă să strâng acolo la bucătărie pe jos, chiar dacă mănânc Alin după aia. Măcar să apuc să curăț puțin înăuntru. Hai, Daviduțu. Ia, închide. Închide ușa acolo. Deci, vedeți, masa este pregătită, doar că Alin este afară, v-am zis, și eu n-am putut să mănânc. Nu mi-a fost foame chiar atât de rău. Așa că o să-l aștept și pe el să mănânce. Principal a fost să mănânce David, că e mai micuț. Și vreau să strâng un pic pe jos, că s-au făcut un pic de mici frimituri. Ia să vă mănânc în ordura. V-am zis, mie îmi place să fac curată seara, chiar dacă zice patroana că ne forfăim noi noaptea. Să știți că e mai bine să te forfăi noaptea și să-ți termini treburile, să te trezești dimineața în curățenie și doar să te apuci de o mâncare, de ce faci acolo. Și după ce ai mâncat, direct să mergi la treaba din curte. Că așa, dacă
ne-am apucat să facem casa, curățenie în casă ziua, ne-a luat jumătate zi, bineînțeles, și cam în curte ne-am apucat să mai facem nimic. Așa că prefer să-mi fac noaptea, chiar dacă stau până la 1, până la 2, îmi termin treburile de seara, după mă schimb, fac și eu un duș și m-am culcat dimineața, că nu ne trezim chiar dimineața. Mi știți că mie nu-mi place să mint, da? Că ne trezim la 9, la 10, ne apucăm direct de treburile curții. Facem să mănânce, bineînțeles, îi dau doar și apoi ieșim în curte. Știți că mie nu-mi place să mint și să mă laud, să zic vai, sunt matinală, să nu știu cum. Dar nici n-am cum să fiu matinală, pentru că dacă nu stau deloc până la 1, până la 2 noapte și îmi fac treburile casei, nu mai poți să te trezești la prima oră, să te apuci de la 7 de treburi. Asta e, eu recunosc cum mi-asum, așa sunt eu și niciodată nu mi-a plăcut să exagerez sau să fac să pară altceva decât nu sunt. Mai bine vă spun cum sunt eu cu adevărat. Cui îi place, îi place, cui nu, nu. Dar eu cred că îmi fac misiunea destul de bine. Și chiar am vrut neapărat să vă fac un vlog, pentru că ieri n-am apucat să vă postez mare lucru. Știți că am fost la Severin și s-a cam dus ziua în mare parte așa, pe drumuri. Și am zis astăzi să mă apuc și eu de filmat mai devreme, să apuc să vorbesc cu voi. Că cine știe cu ce treburi ne mai luăm, dacă facem covoarele după foișorul, mie că ne apucă noaptea și mare lucru nu o să apuc să filmez decât așa printre picături să vă arăt și vouă rezultatele. Bravo și bordurile, că mai sunt și bordurile. Deci astăzi o să avem o zi foarte, foarte încărcată și nu cred că mare lucru voi apuca să postez. Dar sper din tot sufletul să fie Alin pe acolo prin preajmă, că oricum ne va da și română de ajutor. Și încercăm să ne filmăm așa unul pe altul, să vă arătăm și vouă cum se face treaba la Strehaia. Patroana este în lumea ei, patroanei îi place... Patroanei îi place foarte mult atmosfera asta când e foarte multă lume, când are cu cine să vorbească, când se întâmplă ceva. Deci astăzi putem spune că patroana a avut noroc. Multă lume la poartă, exact ce îi place patroanei, își face acolo talentul, cum s-ar zice. Ce se aude acolo afară? Cred că a venit Leo până în curte. Aseară, prietenii, n-am apucat mare lucru să fac nici la socrul meu acolo curat, pentru că ne-am întors târziu, am mai avut noi un drum de făcut. Și astăzi sper, am văzut că e oficial acolo, să mă ajute ea să facă curat la socrul meu, ca să pot eu să termin treburile curții pe partea noastră aici. Că așa dacă mă îmbârlic peste tot, nu mai termin nicio treabă. Las o treabă neterminată, mă apuc de alta și tot așa. Vedem cum ne ordonăm, că dacă tot a venit-o, sigur ne dă și ea o mână de ajutor. Oricum, zilele astea a tot venit, nu pot să zic că nu, chiar a ajutat și ea cu ce a putut, a venit și cu Darius după ea. Adică chiar, na, a ajutat-o pe patron acolo. Bine că a fost cineva să o ajute. Am ajutat-o și eu printre picături, atât cât am putut, pentru că v-am zis, nu pot una singură să mă împart la două case și la două curți. Și la curtea din față și la aia din spate și la toate. Mă împart și eu atât cât pot. Nu pot să fiu perfectă și unul singur să le facă pe toate. Pentru că dacă cu soacra mea nu se înțeleg prea bine și se ciondănesc, ea nu mai merge acolo în spate la ei. Dar cu toate astea ați văzut că ea nu ține dușmănie. Nici Leo nu ține dușmănie. Ieri am văzut că i-a trimis un castron cu ardei din aia la cuptor, cum am mâncat noi. Bineînțeles de post, că știți că ardei umpluți, îi umplem cu cartofi, îi umplem cu ciuperci, cu ce se mănâncă acum de post. Și am văzut că chiar au mâncat și
indiferent că sunt ei certați, o atmosferă pașnică tot își face loc între ei. Și eu mă bucur foarte mult. Mie îmi place când e înțelegere, când lăsăm așa toți unul de la altul să ne fie bine aici în casă, că asta e cel mai important. Ca înțelegerea, ca sănătatea, nu-i nimic într-o casă. Sănătos să fii, că le faci pe toate. Așa v-am mai zis eu. Poți să ai și tot pe tavă. Să fii bogat, să fii cel mai cel. Dacă nu ai sănătate și n-ai înțelegere în casă, îți lipsește ce e mai important. Cam atât, prieteni, vă las. Mă întorc acolo în curte și revin la voi cu noutăți. Vă arătăm ce facem astăzi în toată activitatea noastră. V-am pupat!